Stai. Am de spus câteva lucruri înainte să continuăm cu acest videoclip foarte importante. Multă lume de aici nu știe, dar eu înainte să mă joc CSGO, League of Legends și așa mai departe și să fiu YouTuber, mi-a plăcut foarte mult să mă joc FIFA. Undeva până 2012 mergeam la turnee și așa am cunoscut pe toți oamenii pe care știu și astăzi din comunitatea de FIFA. Da, ăsta sunt eu. Jepcar, Ovi, Knight, Teo și alți oameni importanți de la vremea aceea, dar oricum povestea să poată să continue la infinit, nu asta contează, important e că încă am în sânge pasiunea pentru FIFA și cred că încă joc la un nivel decent și de-aia m-am decis să continui și să fac ceea ce place și să mă joc în continuare FIFA și de această dată să o facem și pe YouTube. Salutare prieteni și bine v-am găsit la clipul de prezentare al echipei, așa după cum v-am promis în live-ul de duminică cu FIFA, care a fost cam începutul unei noi serii pe acest canal și mă rog, unui nou joc, ca să spun așa, pentru că este un joc pe care am spus că îl voi juca din ce mai des pe acest canal. Nu am început chiar de la zero, pentru că până să filmăm FIFA pe canal, eu m-am mai jucat și am construit o echipă, ca să zic așa. Ăsta este clipul de prezentare al echipei și de azi înainte voi începe să postez clipuri săptămânale și chiar mai multe clipuri pe săptămână cu FIFA, pentru că vom participa la Weekend League și vom avea și o serie cu drafturi, așa că începe aici drumul nostru către glorie, ca să spun așa. O să o denumesc popular, precum toți youtuberi de FIFA își denumesc această serie, drumul spre glorie. Și echipa, bineînțeles, o începem cu portarul. În portar avem pe Begovic, Azmir Begovic, care joacă la Bournemouth în Premier League. Bosnia-Herzegovina este țara din care vine el și, sincer, după părerea mea, după părerea mea este un portar nu foarte bun, dar este buguit din câte știu eu, adică asta a fost primul portar pe care l-am luat în această idee, pentru că știu că apără foarte bine, deși statisticile lui nu sunt cele mai bune. Nu pot să spun că are statistici rele, are statistici bune, însă nu este cel mai bun portar pe care îl poți avea. Linia de fund o avem formată din Danny Rose, de la Tottenham, este englez și îmi place foarte mult pentru că are foarte multă viteză și foarte mult pace, ține mingea foarte bine la picior, mai ales cu Shadow, care îi dă încă 12 pace. Este foarte bun pe statistici, într-adevăr pe shooter nu prea poate, însă reacționăm noi aminte de live-ul de duminică că a dat un super gol. Ai făcut un popor fericit de Rivers. Ai făcut un stream de 100 de oameni fericiți, bă, de eu vreau să mor dacă nu. 95 mai exact. E foarte bun pe defending, slide tackle, stand tackle, aggression, stamina, este foarte ok, mă ține tot meciul și își face treaba momentan, nu am de ce să-l schimb. Linia de fund e formată din Smalling, Chris Smalling de la Manchester United. Îmi place și acesta foarte mult, tot așa cu Shadow, are un pace foarte bun și sincer îi prinde din spate pe foarte mulți atacanți, chiar și legende, iconuri și jucători cu cartonașe impresionante. Nu știu, pentru mine este o linie de fund foarte bună formată din Bailey și Smalling momentan. Nu am de ce să o schimb, singurul pe care l-aș înlocui ar fi Smalling cu Ake sau cu David Luiz. Bailey tot așa cu Shadow, toți fundașii am cu Shadow, pentru că vreau să aibă foarte mult pace ca să le facă față jucătorilor cu adevărat buni. Defending 84, physical 84, aggression 87, statistici foarte bune, intercepții 85, slide tackle, stand tackle 85. Joacă foarte bine și Bailey, îmi place foarte mult și fundașul meu dreapta este momentan Aurier, Serge Aurier. Work rate-ul high, asta este și ideea, statisticile cele mai bune din linia mea de fund, aggression 85, 90 stamina, jumping 96, sare foarte bine la cap. Reactions 85, ball control 81, shot power 82, este un jucător senzațional și îl joc cu Sentinel pentru că nu am nevoie de mai mult pace decât 87. Este, sincer, probabil cea mai bună achiziție pe care am făcut-o și după câteva zile după ce l-am cumpărat mi-a picat și în pachet, este cel mai bun pachet pe care l-am deschis vreodată. Vedeta echipei, ca să zic bine, nu e vedeta echipei, dar este un jucător senzațional, Yaya Touré, Food Birthday, am făcut SBC-ul respectiv atunci când a fost cazul și îl am pe Yaya Touré la mijloc, varianta din FIFA 2012, dacă nu mă înșel, cu 86 rating, 85 shooting, 84 passing, 76 pace, îl am cu Catalyst, o să-i cumpăr un Shadow în viitor. Avem 90 physical, strength 99, este exagerat de puternic, nu poți să iei mingea dacă ți-a apăsat pe L2. Adică pe pace control, aggression 84, stand tackle 88,
Freaky Accuracy 90, Vision 89, Short Power 89, Penalties 92, Curve 86, Composure 86, este foarte calculat și are foarte multă prezență, asta este clar, cel puțin în joc, nu prea am simțit că ai ce să-i faci. Mi se pare foarte puternic și foarte bun. Mijlocașul nostru central, Jesse Lingard de la Manchester United, l-am luat pentru că îmi place foarte mult de el în realitate și este oricum foarte bun pe ball control, long shots și alergă foarte, foarte bine și ține mingea foarte bine la picior. Probabil o să fie înlocuit în viitor cu ceva de genul Kante, dar încă nu. Mijlocașul defensiv de pe partea stângă e Bakayoko, l-am cumpărat pe foarte mulți oameni, că l-am încă de la începutul jocului, însă momentan și-a făcut treaba, mai ales pentru clubul meu, 125 de jocuri, 14 goluri, fără creaturile nu sunt așa bune, nu e cel mai bun mijlocaș defensiv, însă și el mi se pare buguit, pentru că e foarte greu să iei mingea sau cel puțin este foarte bun pe atac. Mijlocaș ofensiv RV, bine, ar trebui să joc LV, dar joc RV, este Leroy Sané, un mijlocaș ofensiv genial după părerea mea, de bandă, are 94 pace și 93 accelerație, 94 sprint speed. Stamina 82, nu este atât de bun, nu este așa agresiv, nu este atât de puternic, însă știe foarte bine cu mingea și controlează jocul, mai ales acolo unde e cazul. Agility 90, balance 82, ball control 84, dribbling 88, curve 86. Pe partea stângă, cartonașul la care vreau să fac și următorul upgrade este Son de la Tottenham. Nu știu, mi se pare un all-around player genial, are weak foot 5 stele, trage la fel și cu stângul și cu dreptul, avem 125 de meciuri și 65 de goluri cu el. Și e foarte bun pe pace, are 87 accelerație, 86 sprint speed, 80 stamina și dribbling 85, nu știu, e exact cum am zis, foarte, foarte balansat și stă foarte bine în teren, pasează foarte bine, șutează foarte bine, după cum ați văzut și în live-ul de duminică, joacă, practic, după cum am spus, all around player foarte bun. Și aici, bineînțeles că a trebuit să se întâmple ceva, dar nicio problemă că o să reiau eu de aici și o să continuăm și o să facem un mic voiceover. Ignorați faptul că spun altceva decât ceea ce se vede pe filmare, însă o să vă spun o mică poveste despre ceea ce am spus aici. Vedeta echipei noastre este Alvaro Morata, după cum ați văzut și în live-ul de duminică, că a marcat foarte multe goluri și șutează foarte bine în orice poziție, este senzațional. Omul care mi-a marcat cele mai multe goluri, atât pe cartonașul inform, cât și pe cartonașul vechi, care este cel de 84, a marcat mai multe goluri decât meciuri are jucate pe cartonașul vechi. Pe cartonașul nou încă suntem aproape la egalitate, dar omul ăsta mi se pare că este stricat de-a dreptul, pentru că absolut orice shoot, driven shot, finesse shot, power shot de la distanță, long shots, poate să facă absolut orice și mingea se duce foarte bine pe poartă, cred că nu o să schimb niciodată și în continuare o să vă las o mică compilație cu Alvaro Morata și cu golurile pe care le-a marcat cu el duminică pe live, pentru că este jucătorul meu preferat din echipă și îl iubesc de numai pot. Este chiar el, Alvaro. Tot lumea cum se cu Alvaro Morata. Este momentan echipa, pe bancă nu am schimbări, l-am decât pe Herrera, Mignolet și Kin, jucători, fost jucători care au fost în echipă și încă nu i-am vândut și nu-mi plănuiesc să-i vând momentan.
Următoarele upgrade-uri sunt Sane și Son. Aș vrea să le iau cartonașele în form și în locul lui Bakayoko l-aș vrea pe Kante și bineînțeles un fundaș. Ori Aki în form, ori David Luiz, o să mă hotărăsc și abia după o să îmi schimb portarul pentru că momentan nu e cazul, dar nu vreau să-l schimb încă pe Morata pentru că mi se pare că este foarte bun ca atacant. Atacant central, nu știu, marchează foarte mult și are foarte multă prezență în joc, chiar dacă este lent, pentru că sincer este lent, n-am de ce să mint. Are pace și shooting, l-am cu Hunter, bineînțeles. Să vedem cum o să ne scurcăm la următorul Weekend League. Nu vă dau spoiler încă, să vedeți ce s-a întâmplat la Weekend League-ul pe care l-am început duminică împreună. O să apară mâine clipul cu Weekend League în care mai vorbim și de echipă și despre ceea ce vrem să facem. După cum am spus, o să fie un clip în care o să pun highlight-uri din meciuri și o să vorbesc peste ele, adică o să fie comentate după ce le joc. Nu pot să filmez în timp ce mă joc, că nu mă pot concentra. Și bineînțeles, să lăsați în comentarii și spuneți dacă vreți să facem o serie de draft, pentru că știu că tuturor vă place online draftul și vi se pare ceva foarte tare. Eu o să pot face chestia asta, de ce nu? Pentru că și mie mi s-a părut tare, ați văzut și pe live am făcut un draft și ne-au picat niște jucători super, super tari, însă din păcate am pierdut un al doilea meci și poate reuși să ne pice niște jucători foarte buni din pachetele de la draft și de ce nu facem upgrade la echipă și continuăm drumul spre glorie. Așadar, până data viitoare, adică până mâine când apar următorul episod cu Weekend League și următorul episod de FIFA, eu v-am lăsat. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți și hai să strângem undeva la 1000 de like-uri la episodul ăsta. V-am pupat! Pa!